Ioana vorbea cu fetele în bucătărie și spunea că este groază de ce va spune mama ei și că ea crede că o să vină după ea în buftea. Și când a fost vorba despre Bogdan, zicea tot Ioana că de-aia a zis să nu mă bag și după s-a uitat la fete și a început să zâmbească, probabil nu era de acord, ceea ce a și spus mai târziu și a preferat să fie diplomată la, în direct, dar de fapt nu i-ar fi surâs o relație între Ioana și Bogdan. Acum nu știm ce a mai deranjat-o și dacă a mai deranjat-o ceva pe mama Ioanei în ceea ce o privește pe fica dumnei ei, dar așa presupune ea. Mai ales că spunea nu a mai primit nicio scrisoare de câteva zile și cu siguranță are ceva mama ei. Și Bia spunea că iar plăcea să mai știe din când în când ce părere au părinții despre evoluția ei, despre ea și Robert și că a primit o singură scrisoare de la mama ei acum ceva timp și aceea era foarte evazivă.